Luna martie este o lună deosebit de specială în metafizica chineză pentru că suntem în anul iepurelui, iar luna martie este o lună sub egida iepurelui, adică este o lună a marelui duce Jupiter, o lună de tai sui, în care foarte multe evenimente se pot întâmpla dacă nu știm să avem grijă la ceea ce emitem pe guriță și la ceea ce emitem prin gândurile noastre și la ceea ce urmează să facem în perioada care vine. O să vorbim și o să dăm câteva sfaturi despre ce e bine să facem și poate mai bine ce să evităm din a face, în așa fel încât să ne fie bine și în luna martie și tot mai bine până la sfârșitul veacurilor. Amin.